Aș reveni puțin la discuțiile din Partidul Național Liberal referitoare la componența guvernului. Știu că aseară a avut loc la Partidul Național Liberal o întâlnire și din câte înțelegem noi au existat și nemulțumiri. Dacă ne puteți spune, eu n-am, cum arată lucrurile acum în Partidul Național Liberal? Înțeleg că sunt nemulțumiți de ministerele preluate de PNL, care îi revin PNL-ului. Și ministerele pe care domnul Ludovic Orban le-a cedat la negocieri celor de la USR Plus și UDMR. Lucrurile arată bine. Pentru că un partid în care îți poți permite să-ți manifesti în interiorul forurilor statutare orice nemulțumire, să faci orice discuție, este un partid democratic. Din punctul ăsta de vedere, lucrurile arată bine. Relativ la întrebarea dumneavoastră, da, există persoane nemulțumite. Și eu cred că e firesc să existe, pentru că a existat foarte mult entuziasm pentru ca să putem să ne aplicăm programul Dezvoltăm România. Construirea noului guvern a venit după ce Partidul Național Liberal, cu un guvern minoritar, a guvernat mai bine de un an singur, iar în momentul în care faci o împărțeală cu aliații, orice dai înseamnă pierdere, că le-ai avut pe toate. Ca guvern minoritar. Și atunci, în raport de modul cum percepe fiecare lider din partid, regional, local, național, lucrurile, în raport de viziunea pe care și-o crease, în raport de obiectivele care și le propuseze, ce a ieșit, poate să dea cu virgulă, poate să dea procentual, într-un procent nesatisfăcător. Deci, e o chestiune care ține de maniera în care ne raportăm.